Paro 240. Ăsta este rezultatul asamblării numărului 6. Începe să prindă formă oarecum motorul. Numărul motor, adică numărul 7, vom avea următoarele piese. Ne revedem atunci. Pa, pa! Numărul 7. Bine v-am găsit la numărul 7. Continuăm. Faza 7, asamblarea motorului, partea 4. Să facem prezentarea piețelor componente. Avem 7A, galeria de evacuare a cilindrilor 2 și 3. Asta din stânga. După aia avem 7B, racordul de evacuare a cilindrilor 2 și 3. A doua din stânga. După aia avem 7C, cuplajele galeriei de evacuare. Două bucăți. Astea. Următorul. 7D, galeria de evacuare a cilindrilor 1 și 4. Asta. Continuăm. 7E, racordul de evacuare al cilindrilor 1 și 4. Asta. 7G, piesele astea mici și roșii, fișele bujiilor. Sunt 4, dar 1, 2, 3, 4, 5, 9 ne-au dat 6. În caz pierdem unele, să avem de schimb. Urmează 7G, fișele bujiilor, furtunașele astea negre, 4 lungi. Continuăm cu 7H, capacul chiulasei, ăsta, uitați-l, are ștanțat aro. Aș vrea să-l vopsesc puțin, o să iasă mai frumos, o să arate mai bine, argintiu. Așa, continuăm cu 7L. Ăsta, capacul orificiului de completare a uleiului. 7J, cablul electric dintre bobina de aprindere și distribuitor. Chestia asta micuță neagră, ca un furtun. Așa, și șuruburile BP, CP, BM. Asta este iar așa un număr foarte interesant, sunt multe piese și vom cupla partea dreaptă și partea stângă a blocului motor. Conectăm bujiile la fișele distribuitorului și capacul chiuloase și baia de ulei. Deci e un număr puțin mai deosebit decât celelalte. Ia uitați. Partea stângă motorului, partea dreaptă,
Și baia de ulei. Astea toate le vom uni să vedem ce o să iasă. În numărul următor vom avea îl așteptăm cu interes.